Bună seara și bine ați venit la emisiunea de astăzi, care tratează aspecte dezvăluite de un fost lucrător din industria farmaceutică. Industria farmaceutică este una dintre cele mai mari puteri în țară. Ea se folosește de politicieni și de mass media pentru a-și atinge scopurile. Cumpără medicii, plătindu-le ultimele semestre de studii. Studenții primesc informații despre medicamente de la industria farmaceutică, despre reacții adverse nu se vorbește, cel mult despre efecte nedorite. Ce se mătură sub covor? Ministerul de Justiție din SUA, statul Pennsylvania, a dat în judecată concernul farmaceutic suedez Eli Lilly & Company, cerând daune de 1,4 miliarde dolari pentru un singur produs. Este vorba despre un neuroleptic, un medicament pentru tratarea persoanelor care au schizofrenie. Acesta a fost utilizat și pentru persoane vârstnice, cu scopul de a le liniști și de a dormi mai bine. Câțiva pacienți au murit de insuficiență cardiacă și renală, alții care au luat acest medicament s-au îmbolnăvit de diabet. Și tocmai această firmă este cea mai mare firmă din lume care produce medicamente de combatere a diabetului. Prin studii clinice s-au adus la cunoștința firmei aceste reacții adverse, dar totul a fost ascuns sub covor. Fiecare medicament în parte trebuie, deci, cercetat minuțios. Legături transversale fatale. Angajați ai cocerelor farmaceutice fac parte împreună cu politicienii din diverse comitete sau se întâlnesc la mese cu grătar. Aceasta este propagandă îngăduită. Astfel sunt influențate guvernele și medicamentele, iar vaccinurile sub semnul întrebării ajung să fie permise și prescrise. Prin corupție, industria farmaceutică își urmărește țelurile ei profitabile, fără a lua în considerare pierderile umane. În timp îndelungat, ea omoară mai mulți oameni decât războaiele în lume. Vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!